era un copil în echipă pe care mie mi-a plăcut. Când m-am dus la Rapid, campionatul s-a întrerupt și am făcut stretching cu ei 30 de minute și următorul antrenament a trebuit să-l fac joia. Țâră nu putea să-și atingă genunchii cu palmele, nu se putea pleca atâta. Și am exagerat și au făcut febră. Și Iosif n-a făcut febră atunci. Și Rabioi, mi-a plăcut că driblează. Am făcut câteva jocuri, am avut 2 săptămâni, interval, vreo 10 zile, interval să putem să lucrăm și mi-a plăcut de Miții. Am zis să stai. Și Miții a dat gol. În 10 minute a dat golul. Cu Brașov, câștigat meciul. El a fost sub aripa lui Fane Iovan tot timpul, îi ducea geanta lui Iovan. Da? Da. Ceea ce l-a influențat în bine sau în rău? Da, cred că l-a influențat în bine Fane, că Fane e om de echipă și Fane e de cursă lungă, nu Wesley. Poate că Iosif n-a fost de cursă lungă, nu, n-a devenit fotbalist. Nu, pe el nu l-a ajutat fizicul și Copos, trecând, schimbând foarte repede antrenorii, fiecare antrenor care a venit și-a dorit altceva. Noi când am luat locul 4 atunci, ne-am calificat în Cupa UEFA. Dacă ținea echipa aia, câștigam campionatul. N-a ținut-o. N-a vrut să o țină. A schimbat echipa. O prostie mai mare nu se putea. Și era echipă în care l-aveai pe Stelea, îl aveai pe Chebac, îl aveai pe Matei, îl aveai pe Țâră, îl aveai pe Constantinovici, îl aveai pe Motroc, poftim? Vlădoiu era. Pe Jean Vlădoiu, da. Bealcu și ăsta fundașul, capitanul de echipă. N-am cum îl cheamă. Nicu Stanciu. Deci o echipă în care aveam 8 jucători, aveam 8 jucători peste 1,80 m, peste 1,85 m, care jucau. Era o echipă pe care nu puteai să o dai la o parte cu una, cu două. Ne-am dus la Timișoara la ultimul meci. La meci egal, Timișoara a scăpat de retrogradare. Noi trebuia să câștigăm, să jucăm în Cupa UEFA, venind de la 6 puncte de pe penultimul loc. Și am dus echipa îmbrăcată în costume. Aveam niște costume verzi de la Steimar. Cămăși, crem cu cravată. Erau foarte eleganți, pantof maro, toți jucătorii, curele maro. Era, ziceai că echipă de... Nu puteai să arunci un ac pe stadionul din Timișoara. Noi venisem, am pierdut un singur meci, parcă în returul ăla. Și... Am zis, am ținut echipă pe Lupu, l-aveam Lupu cu părul la mare frumos, așa când alerga și cu mâinile ele, arăta fotbalist. Le-am zis, niciunul nu-și dă sacou jos, să fim înțeleși, în sacou. Că iese echipa cu o oră jumate înainte să inspecteze terenul. Ăștia toți, bă, Neabio, ce naiba faci? Nu mai putem, transpiră, bă, nu muriți, să nu vă aud pe unul. Noi ne-am ținut. Lupu tot își dădea sacul jos, că-i vedeam, tot își dădea sacul jos și plecam. Și domnul Pascu era președinte. Cea mai mare gafă a lui Copos a fost când l-a lăsat pe Pascu să plece. Cea mai mare gafă a lui, aia a fost, pe Nea Mircea Pascu. Stai să spun, și domnul Pascu mă întreabă, face, domnul Iisus, ce urmărești? Fac, pe Nea Mircea, ăștia de la Timișoara, când o să vină în șlapi, în pantaloni scurți, în shorturi, în tricouri de 10 feluri. Stai să vezi, că spun eu, că știu povestea. Și face, da mă, și ce treabă ai tu cu ei? Lasă că o să vezi ce părere am eu când joc. Am luat tot lotul cu mine, 25 de jucători, că de obicei luam 18 jucători. Dar am luat tot lotul să fim mulți și conducători mulți, să fim mulți. Și noi conducători eram toți în costum. Și au venit. Linia de fund a lui Timișoara era contra,
Bătrânul Macovei și Varga. Ăștia cu care toți au retrogradat și a luat Dinamo pe toți. Da. Te-a zis, și au intrat ei. Acum am zis, toți îmbrăcați, tărcați așa, nu arăta echipă de fotbal. Și știți cum e tunelul la Timișoara, tunelul la lung. Și când după ce au intrat ăia, dar erau încă pe teren, fac haide. Și prima dată se iese ăștia înalți toți. Când au ieșit ăștia pe teren și în costume și îmbrăcați ca o echipă străină. Și cum a făcut tot stadionul. Înțelegi? Și de forță. Da. De forță. Și domnul Pascu face, domnul Izo, bravo, 2-0 deja e scorul.